eu. <laughs> pentru că am un gust bun, sunt pretențioasă la mâncare, deși când mi-e foame, cam mănânc de toate, dar știu să gătesc și le știu pe astea cu rafinamentele și am și fost de vreo două ori în niște emisiuni și am făcut praf pe șefi. Deci eu. Eu nu, pentru că mie nu există mâncare care să nu-mi placă. Sigur, n-am fost pus în situația să fac o de slăbire niciodată, dar uh, uh, mie îmi place orice, orice mâncare, mai puțin ștevia, care probabil îi place lui Carmen. N-am făcut ciogaf. N-am avut timp. Probabil că aș fi făcut dacă aș fi stat și o săptămână, dar n-am apucat. Păi nu am făcut gafe, așa e rolul. <laughs> Cea mai mare gafă era, dar nu s-a întâmplat, să murdăresc acel costum alb. Deși eram obosit pe fiecare cadru, nu puteam să stau jos pentru că murdăream costum și mă plimbam așa, ca un roboțel. Pe când Carmen a stat și pe scări, în pauze și nu a avut nicio problemă. Da, dacă murdăream costumul, nu erau două. că am avut un rol de așa natură încât a trebuit să mă concentrez uh, foarte tare și n-am apucat să râd, n-am avut nici cu cine <coughs> n-am, chiar n-am râs la filmul ăsta n-am râs am râs. Noi suntem învățați să nu râdem pentru că noi facem comedie. Și cei care fac comedie, în primul rând că e foarte greu de jucat comedie și nu prea ne vine să râdem. Îi facem pe ceilalți să râdă, da. Dar cel mai greu a fost să nu ne râdă ochii. Eu am văzut așa că orice ai face pe lumea asta, ingredientul pasiune este important pentru un final deosebit, spectaculos. Cred că despre asta e vorba. Poate o fi înțeles eu greșit, dar eu zic că pasiune dăruirea asta dă acel chelcășoz produsului pe care îl faci. Eu cred că acest zâmbet pe care îl avem cu toți trebuie dus mai departe și trebuie învățați uh, cei tineri să și oamenii în general să zâmbească, chiar și atunci când fac o mămăligă. Nu am avut scene emoționante. Uh, pot să spun că emoționant a fost când am văzut uh, finalul filmului care a fost cu el, cu Marian. Dar după ce, am, după ce am filmat, am realizat, în timpul filmărilor, emoția poate de început, pentru că noi am început filmul, noi am început lucrul la film, dar al minter, n-a fost o scenă așa emoționantă să ne dea, dea, dea lacrimile sau ceva. Nu. Amândoi încercam să dăm codul filmului. Și atunci emoția era mult mai mare uh, pentru noi, mai ales că eram la o distanță, eu nu o vedeam decât așa, într-o lumină obscură, n a putut să spun nimic, nu e, e, o, mă rog, un compliment. Uh, eu stăteam la masă, mi se aducea uh, ursul de mămăligă și nu puteam să-l mănânc pentru că întârziasem și așa mai departe, iar, Emoția era transmisă și rugămintea și energia către uh, Carmen, uh, care era foarte, foarte serioasă și autoritară. Cred că asta a fost. Cred că dacă ar fi avut o rețetă secretă, ar fi fost ea însăși fericită. Și ea n-a prea fost. Nu cred că are. Bineînțeles. Păi, aici e cea mai subestimată. Păi, asta e. Toți ne-am dorit și strămoșii noștri și-au dorit să mănânce pâine albă. Dar, tuturor ne, ne place mămăliga. așa am fost crescuți și chiar dacă nu recunoaștem, când ni se pune un urs de mămăligă pe, pe uh, masă, îl savurăm cu mare plăcere. Eu cred că toată mâncarea românească e bună și gustoasă, cel puțin așa văd când vin străini pe aici, pe la noi, că mănâncă absolut orice cu mare poftă, dar așa între noi să zicem că poate tocănița de cartofi, că e mai simpluță așa și mai... dar și pe aia depinde cum o faci poate asta, tocănița de cartofi, adică nu cred că se duce cineva la restaurant și comandă tocăniță de cartofi. Eu vă spun un secret. Am ajuns la vârsta de aproape a pensionării. Cea mai mare bucurie pentru mine este că Mia machiajul a fost extraordinar, m-a făcut cu 40 de ani mai tânăr <laughs> și pentru mine a fost uh, o bucurie. Și, sincer, am întâlnit o echipă uh, extraordinară cu mulți tineri. Uh, am întâlnit uh, niște oameni unde am filmat uh, lângă Deva, și uh, care îți, îți merg la suflet și în niște locații absolut uh, extraordinare. Cam asta este uh, poate succesul filmului. Cum fac de fiecare dată? Nu fac chestii deosebite, nu fac yoga, nu stau în cap, nu meditez. Citești scenariu și mi imaginezi. Și -mi fac o schiță de personaj, după care văd dacă ea se pupă cu ce dorește regizorul. Nu e mare lucru. Um, nu știu dacă există o abordare specială. Pentru actor. ți se dă un uh, scenariu, ți se dă o poveste, ți se dă un personaj, ți se dă un text, și atunci important e ca acel text, după ce ai parcurs lectura textului și așa mai departe, să faci în așa fel, să devină, să devină, cum să i spun, plăcut celui care va viziona film